Flori și omagii pentru Mihai Eminescu. Astăzi se împlinesc 131 de ani de la trecerea în ființa marelui poet. Cei care au vrut să-i aducă un omagiu au venit cu flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor. Tradițional, ceremonia depunerii florilor a început o conducere a țării, șeful statului însoțit de consilierii săi și președintele Parlamentului. Neînțeles rămâne gândul ce-ți străbate cânturile. Zboară vecinic, îngânându-l valurile, vânturile. Reprezentanții conducerii țării au venit la bustul lui Eminescu încă înainte de ora 8 dimineața. Mesaje de gratitudine și admirație au venit și pe paginile lor oficiale pe o rețea de socializare. Șeful statului Igor Dodon a scris că fiecare popor are personalități cu care se poate mândri, iar țara noastră se mândrește cu Mihai Eminescu, considerat un geniu al literaturii. De cealaltă parte, președintele Parlamentului Zinaida Greceanu i-a venit cu rugămintea de a păstra vie creația lui Eminescu și a o transmite generațiilor viitoare. Și primarul capitalei Ion Ceban a depus astăzi flori la monumentul din scoarul Mihai Eminescu și la bustul de pe Aleea Clasicilor, unde a fost organizat un recital. Acul meu cu grijă, cu ramura sunt rău. Eminescu este o lume extraordinară de multe lucruri frumoase. Tot ce probabil putem să ne imaginăm sau chiar departe de imaginația noastră este descris în opera Marelui Poet. Și an de an venim aici, iar copiii suntem mult mai des și dispoziția și starea psihoemoțională de care avem parte într-o zi sau alta determină o poezie sau altă poezie a marelui poet să fie recitită, regândită. Iar fostul ministru al culturii, Corneliu Popovici, a recitat și câteva versuri de ale poetului, deși a recunoscut că întreaga creație este dragă. Vremea trece, vremea vine, toate sunt vechi și nouă sunt toate, ce-i rău și ce-i bine, tot întreabă și socoate. Sunt foarte multe, nu pot să alegi una singură. Îmi place și publicistica lui Eminescu, care, aș spune, este actuală veșnic. Îmi plac versurile lui Eminescu, îmi place lirica lui Eminescu. Adică Eminescu este creatorul operelor care sunt valabile pentru orice stare a ființei umane. Această femeie spune că a ținut neapărat să-i aducă un buchet de flori poetului înainte de a ajunge în vizită la nepoții săi. L-ador pe Eminescu și sigur că în această zi întotdeauna vreau să fiu alături. Acum mă duc la nepoței și sunt întreagă doar. Trebuie să-l purtăm și în suflet și în conștient și să-i urmăm exemplu și faptele. Iar un locuitor al capitalei a venit și cu o melodie preferată pe versurile lui Eminescu pe care a interpretat-o. Vezi rândunelele se duc, se scutur frunzele de nuc, se așează bruma peste deal, de ce nu vii, de ce nu vii? Emoție foarte adânci, profunde, fiindcă, într-adevăr, Marele Eminescu l-au cunoscut o lume întreagă, în 64 de limbi, după cum cunoașteți, a fost tradus poeziile sale. O deșteptare a națiunii, din păcate, tot ne deșteptăm, dar până la urmă nu ne-am deșteptat. Dar glosa o consider cea mai bună. Mihai Eminescu s-a născut în data de 15 ianuarie 1850 la Botoșani, România. Acesta a fost cel de-al 7-lea copil din 11 în familia lui Gheorghe și Aralucă Eminovici. S-a stins din viață la 15 iunie 1889, la doar 39 de ani. Printre cele mai renumite opere ale sale se numără Luceafărul, Somnoroase păsărele, Cetelegeni codrule, La mormântul lui Aron Pumnul.